Cum convingeți un om care se teme de a vorbi în public să facă acest pas? În primul rând aș face un comentariu. Cred că amintim de o statistică. Statistica aceea celebră care poziționează teama de discurs mai presus decât teama de moarte. Cred că e citată oarecum eronat. Mi se pare o exagerare. Însă, într-adevăr, mulți oameni au acest trac vis-a-vis de a se prezenta în fața unui grup de oameni și de a vorbi, de a se exprima. În esență, mie mi se pare că asta este doar o ramură a comunicării. Atunci când exersezi în fiecare zi, să comunici unul la unul, să comunici în grupuri mici, când ești pur și simplu obișnuit să ieși din interiorul tău și să te exprimi, vorbitul în public nu este decât o extrapolare, pentru că este doar o generalizare de la a vorbi cu doi oameni, cu trei, cu patru, cu cinci, cu șapte, cu nouă și îi sfătuiesc pe toți cei care își doresc să vorbească în public să înceapă imaginându-și că publicul lor sunt prietenilor, sunt colegilor, sunt oameni pe care își doresc să îi convingă de ceva. Dar aici e o nuanță interesantă. Eu nu cred că poți să motivezi sau să convingi pe cineva. Cred că poți să ajut sau să inspiri pe cineva să se convingă singur sau să se motiveze singur să urmeze un curs al unei acțiuni. Pentru că dacă oamenii înțeleg foarte bine care sunt beneficiile pentru ei să facă un anumit lucru, vor face acel lucru. Dacă nu înțeleg, vor veni cu obiecții, vor pune întrebări, vor fi sceptici, îți vor arăta prin limbajul non-verbal că ceva nu e în regulă cu ceea ce spui și atunci ce ai de făcut este să găsești canalul acela de comunicare. Iar canalul ăsta de comunicare, oricâte cărți am studiat și oricâte emisiuni am vedea și oricâte filmulețe pe internet am vedea, vine cu practica găsirea acestui canal. Am văzut de altfel un film senzațional, Discursul Regelui se numește, lansat King's în 2010. Speech. Am putut să vedem că se întâmplă și la case mai mari. Poate oricine să se teamă de a vorbi în public și pentru oricine sunt soluții. În acest film erau folosite și tehnici mai puțin obișnuite, inedite. Se întâmplă așa ceva și în cursurile dumneavoastră? Se poate întâmpla în condițiile în care avem un rezultat și avem un respect reciproc. Și eu cred că filmul surprinde foarte bine acest lucru, pentru că e o diferență între a fi curajos în abordări și a fi lipsit de respect.